Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Black or White, Michael Jackson, 7:36. Sunt din ce în ce mai îngrijorat, pentru că e din ce în ce mai aglomerat pe șosele, chiar și mediul rural, chiar și foarte devreme. Pe vremuri, mai că atunci când am început eu emisiunea asta, la 6 dimineața, la 6 și un sfert dimineața, nu era nimeni în afară de un nefericit care se ducea la radio. Păi stai puțin. Încep și copiii din rural să se ducă la școală în urban. Da, așa. Poate că asta e explicația de pleacă la cât pleci tu. Da, la cât îi duc la... La cât îi duceți la școală, oameni buni, și cât faceți până la școală cu copiii? Totuși, cât timp ca să plecați de vreme? Asta cu copiii de mediul rural a sunat într-un fel, dar nu vin copiii asta de la pentru, sate. Nu, am vrut să spun, doar că s-au mutat foarte mulți cetățeni de la oraș la... Da. Român, mediul, la periferie, să zicem așa, sau mă rog, în comunele limitrofe. Tehnic, eu locuiesc în mediul rural. Păi da. Deoarece locuiesc într-o comună. Practic, ești un țăran. Sunt un țăran, am și teren. Da. Cultiv și plante aromatice, un rozmarin, un oregano. Eu încep să pui roșii, jur, adică... Am fost, s-a încercat. Back to school. Nu a încercat, înapoi la școală, da. Gazonul ăla nu are niciun sens, adică, ok, e frumos, dar... Și eu zic la fel, numai că nevasta nu mă înțeleg cu ea. Da. Băi, da, și asta e, adică sunt valuri de mașini care vin de peste tot din jurul Bucureștiului spre centru, unde sunt școlile mai cu ștaif, că na, oamenii care stau în general... Dar nu există transport școlar, microbus școlar? Bine, nu știu, interurban, adică din afară dacă vin, dar uite și în București și la Ștefan în clasă, cred că mai mult de jumătate dintre colegii lui vin din toate colțurile Bucureștiului. Uh-huh. Pentru că, na, nu s-a putut respecta, practic, legea aia cu proximitatea școlii la care să fie arondat copilul, că fiecare părinte, până la urmă, caută o școală mai bună pentru fiul sau fica lui și s-a întâmplat chestia asta care a dus la o harababură. Sau alți părinți au dat copilul la o școală lângă casă, însă ulterior s-au mutat. Și practic acum se traversează în toate sensurile. Mie e milă de copii aia care petrec... Bine, e bun timpul nostru de ascultare la radio, avem market. Cred că sunt doar vreo 2, 3, 4 așa școli private care au autobuz, apropo de ce spui tu, și care mai adună copii, dar cred că e imposibil să-i adune din tot Bucureștiul. Din câte știu, au variante. Tot părinții se duc într-un loc de întâlnire undeva în București. Mm-hmm. Și duc către școală. Eu știu pe cineva care are copii mici, adică clasa 0 și nu poate să... Adică școala respectivă nu ia copii atât de mici. Pe undeva înțeleg. De la ce? Clasa 0, păi au 5-6 ani. Păi și la 7 ani poți să-l iei? S-au obișnuit cu școala, știi cum e. E altă vârstă. Iată că deja oamenii scriu. Petricior ne spune că din comuna Berceni până în Apărătorii Patriei, astea fiind destul de... adică Apărătorii Patriei este la marginea Bucureștiului, da. Urmează comuna Berceni. Da. Și omul își aduce copilul din comuna Berceni la o școală din Apărătorii Patriei, face 45 de minute în fiecare dimineață. Distanța e scurtă, adică nu vă gândiți că nu trebuie să străbată orașul. Practic intră în oraș și a ajuns la școală. Trebuie să treacă prin Popeșle Ordeni doar, printr-o comună, pentru noi, cei care nu sunt familiarizați cu zona. Noi plecăm la ora 7 de acasă, trezim copilul la 6:20, din Bragadiru până în Mogioroș. Uite, ne spune Mihai. Dați-ne mesaje sau sunați-ne, hai să vorbim despre treaba asta, de unde plecați și unde ajungeți, cât faceți până la școală cu cei mici, 0372069599 sau mesaje pe WhatsApp 0728 3132. Da, cu ce se duc copiii la școală? Cât durează? De ce cu mașina și nu cu transportul public? Adică, transportul public nu e o alternativă? Sau ce ar însemna să-i duci cu transportul public? La mine, când mai ajungeam pe la școală, că acum n-am mai prea fost din cauza că au crescut copiii odată și că mă încurcați voi cu programul ăsta, școala lor, școala 56, e lângă ProTV, în zona Iancului, acolo, și are în față o străduță de aia cu sens unic, o alee. Aha. Aleea era blocată de era coloană de mașini pe aleea aia, de oameni care veneau să-și lase sau să-și ia copiii. Păi e o alee cu sens unic pe care intră o mașină. Sistemul ăla, Kiss and Ride? Aici n-au ce să pupe, că nu... Adică Kiss and Ride era oricum, da. 0372069599. Cu ce îi duceți pe cei mici la școală? Dacă îi duceți cu mașina, de ce îi duceți cu mașina? De ce nu cu transportul public? Și așa mai departe. Multe mesaje venite în dimineața asta. Nu știu cum o fi în alte orașe, dar în București mie mi se pare că transportul public este foarte prost organizat. Când locuiam în centru și trebuia să ajung la redacția din Băneasa,
Oricum aș fi făcut, trebuia să schimb trei mijloace de transport. Oricum nu există altă soluție. Dacă vrei... Asta apropo de ce îmi scrie o prietenă bună, care își duce copilul la școală din Chiajna și spune așa, autobuzul vine cam la jumătate de oră și nici nu are program clar. Oricum trebuie făcut un kilometru pe jos până la stație, apoi în București trebuie să mai schimbe alte două mijloace de transport ca să ajungă în centru. Soluția ideală, care sigur e foarte greu de pus în practică, ar fi să fie școlile toate de bună calitate, astfel încât copiii să facă școală lângă casă, să nu mai fie nevoie să străbată în lung și în lat țara ca să meargă la școală civilizată. Asta despre transportul în comun din București. Putem face o emisiune sau mai multe, oricând, separat doar despre asta. Din Slagov cu mașina până la Jean Monnet, 30-35 de minute, se vine pe A3, pe autostradă. Plecăm la 7, zice Toni, dacă plecăm mai târziu, facem 50 de minute. Nu te cred că faci din Slagov jumătate de oră până la Jean Monnet, niciodată, niciodată. Fetița mea, clasa 3, o duc zilnic cu mașina, locuim în Ghimbav, școala e în Brașov, transportul în comun e exclus, facem 25-30 de minute dacă plecăm la 7 de acasă, altfel timpul se dublează. Da, nu e numai problema Bucureștiului, pare a fi o problemă a orașelor mari, pentru că, uite, de la Cluj ne scrie Ciprian și era de așteptat din Florești până în Cluj, 6,7 km în 55 de minute, dar iată și la Iași se întâmplă, de la Miroslava până la Colegiul Național, drum de 5 km, media este de 60 de minute plus minus 15. Colegiul Național e în centru. Aia 5 km, știi, dacă s-ar face pistă de bicicletă, atunci te-ai putea duce, să zicem că ți-acompaniezi copilul pe bicicletă, faci drumul ăsta foarte repede. Și după aia lași undeva bicicleta acolo la asta prin mai, dar parking. Iarna e mai dificil. Ce ieri mai ideal ar fi să fie o școală în Miroslava, să nu mai trebuiască să calci în Iași. Și asta până la liceu. De ce, mai e frumos, e Palatul Culturii. Silviu, bună dimineața! Neața! Bună dimineața! Bună! Ce faci cu cel, sau cu cei mici? Cu cea mică. Fata mea este clasa 8-a. Noi locuim în comuna Brănești, astea undeva pe DN3. Da. Dumnezeu către Constanța, la vreo 25 de kilometri de București. Iar ea învață în piața Iancului. Hai de capul. Și merge doar cu RATD-ul la... Da. Transportul în comun la școală, pentru că nu are altă alternativă. Programul începe la ora 12 și la ora 1, dar de la școală o luăm noi. Cred că ar fi imposibil să o duc și acasă, dar cu... Nu trece trenul prin Brănești? Parcă da. Ba da, trece. Gara de Nord și de acolo până la Iancului metrou. Ba da. În afară de tren, încă o chestie foarte importantă. Există un program de urbanism metropolitan, în care este inclus toate localitățile ce sunt lipite de București. Din păcate există acest program, cred că de vreo 6-7 ani, tot să apare cu informatică la face, dar nimic. Dacă ar fi acel program, ar face până la școală, undeva la o jumătate de oră. Da. Există tren, chiar la noi în localitate, pe care ar putea să-l ia. Întârzie, nu vine la timp. Trenul vine, dar vine la 5 dimineața. La 5 dimineața, da. Mulțumim tare mult. Asta acum e un nou plan, să facă niște drumuri care să străpungă centura și să intre în București. Știi, am văzut. Toată lumea este super încântată, mamă, ce de drumuri o să facem. Este o soluție totalmente demodată, e o soluție de anii 60-70, care nu se mai practică în țările civilizate, pentru că nu face decât să aducă și mai multe mașini în centrul orașului. Soluția este transport public de calitate și mijloace alternative de transport. Florin, bună dimineața. Neața. Bună dimineața. Ascultăm, din Piatra Neamț. Nu e un oraș foarte mare, e un oraș de provincie. Locuiesc la 9 km de centrul orașului. Particularitatea este că eu am 4 copii. 3 trebuie să-i las într-un loc și pe al patrulea în altă locație. Orașul este destul de supus lucrărilor de modernizare și atunci timpul petrecut în trafic este undeva la 30 de minute. Nu sunt un caz nefericit. Anul trecut era mai complicat pentru că cei 4 copii erau distribuiți în 3 unități de învățământ distincte și atunci situația devenea puțin mai complicată. Dar dacă reușesc să trec de pragul orei 7:20, să plec de acasă înainte de ora aceasta, situația este acceptabilă. Mm-hmm. Măcar atât. Ok, mulțumim. Dan, bună dimineața, ești salut, în direct. Salut, Dan. Salut. Bună dimineața. Ia zi, care e experiența ta cu transportul copiilor la școală? Doi copii stau în București, în zona militari, unul clasa a 5-a, unul grădiniță. Plus nevastă, plecăm cu toții cu o mașină la 7:50 de minute. Și după ce termin transportul, îți iei liber, că ești frânt de oboseală. Eu reușesc de la plecat de la 6:10 minute să ajung la birou, la serviciu, la ora 8:25, 8:30, cam așa. Mamă. Greu.
Greu, greu. Ce să te întreb? Ai făcut o socoteală? Ai încercat cu transportul public să, că poate eviți cumva aglomerația în felul ăsta? Am încercat cu transportul public în sensul că ai zice că sunt benzile astea de autobuz și se merge mai repede, dar hai să fim serioși, cu toții știm că pe benzile de autobuz mergi mecherii, nu autobuzele. Băi, asta e o altă chestie. De ce Dumnezeului poliția rutieră nu face un gestul elementar de a plasa echipaje de poliție în trafic? Care să-și ia permisul. Și să verifice ce se întâmplă pe banda aia de urmă. Ce rost are să faci o bandă pentru autobuze și după aia să lași toate mașinile să bage acolo? Și cât de frustrant e să tu să mergi corect și să-i vezi pe alții care se bagă pe banda de autobuz și nimeni nu le face nimic. Dar cât de complicat e, mă, să pui poliția rutieră la semafor și să le ia permis oamenilor care fac asta. Și faci chestia asta o lună, două și după aia să vezi ce liberă rămâne banda. Vezi că pe splai se circulă și pe banda de biciclete, tot cu mașina. Adică... Bună dimineața, Europa FM. În această dimineață am plecat de acasă la ora 7:05 și nici acum nu am ajuns la școală cu fetița. De ce nu aleg transportul în comun? De exemplu, ieri am vrut să vin eu de la școală, de la școala mea, unde sunt cadru didactic, cu autobuzul și trebuia să aștept 27 de minute în stație. Am preferat să plec pe jos. De asta nu alegem transportul în comun. Astăzi cred că o să fac o fetiță în jur de 55 de minute. Noi stăm undeva în Iași, în afara Iași, în afară, într-o zonă mai cu dealuri, cu pădure, zona Bucium, și trebuie să ajungem undeva pe la... prin centrul orașului, pentru că în zona la noi nu este școală. Da, cred că asta este, asta e provocarea principală, dincolo de sistemul de termoficare, care este una dintre marile probleme ale oricărei administrații publice locale în țara asta, dar pentru marile orașe provocarea primăriilor este să organizeze cumva transportul public și să ofere oamenilor posibilitatea de a se deplasa, dacă vor, cu alte mijloace de transport simplu. Adică, bun, stai pe dealuri, păduri, nu știu ce, îți iei o bicicletă electrică care sigur e mai scumpă, bă, dar măcar te deplasezi, e mai ieftină decât o mașină și poți să te deplasezi normal, nu să pierzi o oră jumate dimineața, o oră jumate seara doar ca să te deplasezi între două puncte în același oraș. Eu circul cu transportul în comun destul de mult și descoper că sunt unele trasee care sunt foarte bine organizate, dar sunt și zone care sunt uitate pur și simplu, adică nu exact. Cred că cineva a datat tot sistemul ăsta în ultima perioadă, cel puțin. Nemai vorbind, vara, iarna, că depinde de anotimp. Vara e posibil să găsești autobuze în care să nu poți să te urci, pentru că e foarte cald, sunt foarte vechi și nu au aer condiționat. Mă rog, se întâmplă. Mulțumim pentru mesaje și pentru telefoane, pentru tot. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.